Senatorul PNL, Răducu George Filipescu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a fost o surpriză și pentru reprezentanții partidului din care face parte că guvernul a picat cu un număr atât de mare de voturi. A fost într-adevăr o surpriză și pentru noi că s-a ajuns la 261 de voturi, dar vreau să vă spun că orică sunt 234, 33, 35, 60 sau 61, putea să fie 270. Guvernul a căzut. Păcat că a căzut, că e un guvern care a muncit și a muncit sănătos de tot. Eu vă spun, eu am fost cu voi mai tot timpul, sincer. Niciodată n-am spus prostii sau mai știu eu ce invenții. Am fost de câteva ori la guvern ca să promovez niște colegi de partid și mai scăpăm de pesediști. Și, bineînțeles, că am putut să intru la primul ministru de 2-3 ori după 23-30. Deci faptul că stă până la 1-2 noapte și lucrează împreună cu echipa este o certitudine. Am văzut-o pe pielea mea. Mi-a zis vii la 23-30, am început discuția cu el pe la 1-20, că atunci s-a eliberat. Iar în guvern erau foarte mulți miniștri care așteptau și ei să intre, mai ales pentru aceste ordonanțe de urgență care voiau să fie promovate. Acum, că lucrează 14 ore sau 16 ore pe zi, asta este situația. Am preluat guvernarea, nu trebuie să ne plângem că muncim 16 ore pe zi. Hai să spunem, din 3 luni de guvernare, iau câteva să le discutăm. Noi am arătat cum se organizează alegerile, astfel încât fiecare român să aibă un cuvânt de spus să poată să voteze. Că știm foarte bine că atunci când au avut loc alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale, turul 1, turul 2, toată lumea a votat lejer. N-au mai apărut marile probleme și marile incidente care aduceau pe românii, mai ales pe cei din diasporă, la exasperare că nu pot exercita votul sau trebuiau să stea câte 4-5 ore la coadă. E o chestiune de deschidere și o treabă pentru care să știți că diaspora ne-a mulțumit. Diaspora ne-a mulțumit și ne-a și susținut. Și probabil că o să ne susțină în continuare. Acum, eu dacă aș fi plecat într-o țară străină, trecând prin politică, poate că m-aș duce sau nu m-aș duce să votez. Dar sunt oameni acolo care își doresc foarte mult să voteze, pentru că au în țară familiile, au în țară, în primul rând, părinții care trebuie să schimbe stilul de viață, să schimbă modul de a trăi. De aceea, tot ce s-a întâmplat în domeniul ăsta, zic eu că a fost o bilaudă. Să știți că au venit acum, la București, a venit Viorel Badea, cu vreo 15 șefi de organizații din diaspora. Și am vrut să văd ce fel de om, ce oameni sunt, că sunt zugrav, că sunt motopompiși, că ce sunt, nu? Băi, sunt oameni destupați la minte, nu contează ce lucrează acolo, dar sunt oameni extrem de destupați la minte. Și din cei cu care am stat de vorbă, că au venit la noi, la grupul senatorial, și am stat cu ei de vorbă, majoritatea vor să întoarcă, dar n-au de ce. Majoritatea vor să vină acasă sau să trasă stea pe uși străine. Și n-au de... Dom'le, sistemul de sănătate, sistemul de învățământ, infrastructura, rezolvați-le pe astea, dom'le, dacă nu vin 3 milioane înapoi, să nu ne spuneți nouă români. Acum e o problemă, că dacă vin 3 milioane înapoi, e jale. Unde te duci cu ei și ce faci? Dar în același timp e jale că n-ai forță de muncă. N-ai forță de muncă. Deci, facem paranteze ca să fie interesant de discuție. Vă citesc prostire. Deci, ieri am fost la Ministerul Transport. Și am stat de vorbă cu Lucian Bode, care mie mi se pare, în momentul de față, cel mai bun ministru. Nu numai că e amicul meu, e cel mai bun ministru. Și mi-a explicat foarte tare, foarte clar. Reducle, avem bani să facem infrastructură. Avem și banii repartizați de bugetul României. Avem fonduri europene o mulțime. Nu avem cu cine să le facem. Tu înțelegi că nu avem cu cine să le facem? Că au făcut o licitație pentru infrastructură rutieră de 20 ceva de milioane de euro și nu s-a prezentat nimeni? Vin firmele străine. Nu prea au loc în Europa. Ne strică în relație. Vin firmele străine, câștigă licitația, că au, vorba aia, pedigree deosebit,
Și când se coboară la nivelul, hai să ne apucăm de treabă, n-au firme românești cu care să lucreze, că jumate din maestrii de la firmele astea sunt prin pușcării și alții au pierdut firmele. Că a venit Fiscu, a venit Miscu, a venit toată lumea peste și a făcut praf. Și firmele alea vin, câștigă și n-au cu cine să lucreze. Atunci firmele alea sunt obligate să aducă forță de muncă externă care îi costă și sar din costuri. Sar peste sumele pe care le-au licitat. Dacă nu poți să licitești, vin cu 1000 de oameni de afară, îi cazez, le dau să mănânce, le dau salarii, reputare și vin și spun și eu că vreau 100 de lei pe lucrarea asta, când ea costă 90. Deci suntem într-o zonă extrem de ciudată și îmi și spune, e păcat că trec banii pe lângă noi, noi putem consuma, noi muncim și facem SF-uri, facem pădracul, facem proiecte, facem tot, când coborâm la nivel de infrastructură să o punem în operă, nu avem cu cine. Sistemul de sănătate în care s-a deschis această competiție, reiau subiectul, pentru că aici mai este o chestiune la fel de interesantă, este vorba de reforma liberală a sistemului de sănătate, adică orice medic rezident poate să-și facă rezidențiatul, nu numai în spitale universitare, ci și în alte spitale, la nivel de spital, județean și așa mai departe. Pentru că dacă își făcea rezidențiatul, aici trebuie să facem un efort să ne mărim numărul de medici. Pentru că unii au plecat și indiferent ce ai face, nu se mai întoarcă. Și atunci trebuie să mărim numărul de medici, pentru că există totuși o lipsă pe piață și vrea cineva să-și facă rezidențiatul, poate să-și facă rezidențiatul și la Spitalul Județean Călăraș, că e spital de gradul 3, spitalele de gradul 2, 2 și 1 sunt spitale universitare. Deci poate să facă un număr mai mare de rezidenți, că dacă Spitalul Județean Călăraș scoate 3 posturi la concurs pentru medicii rezidenți, medicii rezidenți trebuiau să se ducă la un centru universitar, un spital universitar, să-și facă acolo rezidențiatul și abia după aceea se întorceau la Călăraș. Nu! Scoate 3 posturi, își fac rezidențiatul la Călăraș, că lângă cei care sunt abilitați să poată să-i învețe și cu asta basta. Și dacă vor după aceea, nu dacă vor, îmi spune că se face și contract, vor rămâne la Călăraș. Lipsa de medici din spitale a trecut printr-o perioadă extrem de acută. Nici acum nu este rezolvată problema. Nici noi în Spitalul Județean nu avem suficienți medici ca să acoperi toate gărzile și așa mai departe. Deci sunt lucruri destul de delicate și pentru treaba asta s-a dat drumul la chestia asta. Cât o să țină, nu știu, un an, doi, trei, cinci, vom vedea. S-a abrogat în materie de justiție, s-a abrogat legea care a scos 23.000 de deținuți din pușcărie și i-a aruncat pe stradă, pentru că PSD nu vrea altceva decât a făcut toate matrapazele ca să le elibereze pe Liviu Dragnea. Și tot nu au putut să le elibereze. Că până la urmă, așa este viața. Îți place, nu-ți place, te duce în aceeași direcție. Și aș mai discuta aici un subiect. Toată lumea spune că Partidul Național Liberal împrumută bani. Și împrumută și împrumută. Partidul Național Liberal a împrumutat, împrumută și va împrumuta bani, așa cum împrumută orice guvern din lumea asta. Că de-aia există bănci. Că dacă n-ar fi bănci și nu s-ar împrumuta nimeni, n-ar mai exista ele, da? E, haideți să vă citesc comparativ niște lucruri care probabil că nu le știți. PSD-ul se împrumuta pe o perioadă de 6 luni cu 3,56%. PNL-ul se împrumută pe 6 luni și pe 12 luni cu 3,41%. PSD-ul se împrumuta pe 12 luni cu 3,60. Deci 3,56 și 3,60 vis-a-vis de 3,41. 19%, 19 sutim, pare puțin. De-aia mulțiți 19 cu anii și cu suma. Și să vedeți ce bani s-a dus. La 3 ani, PSD-ul se împrumuta cu 4,41. La 3 ani, PNL-ul s-a împrumutat cu 3,76. La 5 ani, PSD-ul s-a împrumutat cu 5,01. La 5 ani, PSD-ul se împrumută cu 3,96. Un procent și 0,4, care înseamnă enorm de mult la împrumuturile bancare. Și pe 10 ani cu 4,33. Ceea ce înseamnă? Înseamnă că guvernul ăsta are o credibilitate clară pe piața externă. Ăștia venind cu dobânzi mai mici, înseamnă că sunt mai siguri că acest guvern este în stare să
își întoarcă plata către cei care finanțează la ora aceasta România. PSD-ul a vrut să pensioneze anticipat magistrații pentru a doli sălile de judecată de judecătorilor neși în comozi. PNL a pus presiune pentru ca termenul de pensionare să fie prorogat. Adică, după ce că nu sunt suficienți, și pe aia să-i scoatem la pensie. Așa, în mare, v-am spus dintre o parte, o mică parte dintre realizări.